pește. Putem să artăm un pește, da, doar o monstră, doar o monstră. Cum să nu? Ia să vedem. Deci unul... Dar nici carasul nu... Nu i-ai dat cuțit și furculiță și de-aia nu mănâncă. Tu ți-o pești 4 pești, la 3 de dai de mine. Tu trimiți acirarea de aia. După ce am avut aventura de încercare de supraviețuire, am zis să-mi satisfac pofta de pescuit și să merg la baltă. Ion a rămas acasă, n-a avut chef să vină. Mergem la o baltă chiar aici în spatele casei, balta La Firel sau Lacul Popii. E chiar în spatele casei, pe drumul din spatele casei. Mergem să vedem ce găsim acolo, dacă reușim să prindem și să prindem, că Ion a rămas acasă, nu-l mai luăm. Nu l-am mai luat cu mine, n-a avut chef. Mergem să vedem dacă reușesc eu să prind un pește. Mai stăm de vorbă cu localnicii, cu oamenii de aici din sat. Vedem cum funcționează o baltă de pescuit și ce mai spun oamenii, se prinde pește sau nu se prinde pește. Că m-am lămurit data trecută, n-am reușit să prindem decât, ați văzut, doi bibănei, așa, ce să supraviețuiești cu doi bibănei? Am apelat la soluția de rezervă, conserva. Haideți la pescuit de data aceasta, cu mine singur, vedem ce prindem în 2 ore, dacă reușesc să scot măcar un pește. Uite, suntem la Firel, la baltă, la Firel, la Lacul Popii, sau cum îi zice? La Lacul Popii, la Firel. Lacul Popii, la Firel. Umflăm barca, s-o avem aici de să salvăm pescarii, să dea să nădească, nu? Da, mă, da, să nădească. Unde? În Șerbănești, Rociu Șerbănești, nu? Suseni. Suseni, vine în Suseni, așa zis. Da, da. Că vii din Șerbănești, da. Vii pe drumul de Șerbănești, da, 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 și faci dreapta acolo la SEM. Deschiderea între Șerbănești și ăla e drumul ăsta național, Costești-Rociu. Aha. Costești-Șerbănești, de fapt. Dar ai mai schimbat mult, de 2 ani de când am venit eu aici, da, ai mai schimbat mult. Ia uite ce ai făcut. Alea nu erau pe acolo. Nu, toate căbănuțele alea nu erau. 20 de căbănuțe. 20. Ia uite, și ponton acolo să stai pe de mal. Frumos, frumos. Tranda, și cortul. Păi tot, a, de 2 ani era cortul, era. 2 ani acu era cortul, era. Cortul era. Câtă suprafață are balta? 17 hectare. 17 hectare are. Da, dar acum e scăzut. E scăzut acum. Păi da, n-a mai plouat, dar e bine să fie mai puțină apă, mai mult pește. E bine pentru pescari. Da, pentru pescari. Nu? Se adună peștele. Da, da, da. Se adună peștele când când densitatea, e așa. Densitatea peștelui e mult mai mare. Mai mare. Da. Am văzut că ai băgat acu de curând, am văzut pe pagina ta de Facebook, nu? Pe ce pagina de Facebook ai? Și bag, eu zic că bag lunar. Da? Am băgat luna asta la început, în septembrie bag iar. Aha. Deci ai tu magazin, vrea omul un suc, o bere rece, le dai tu de aici, din... Le fac meniu dacă este de 10-15 persoane, nu pot să le bag așa. Da, 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 la mulți. La un grup. Nu, nu, dar nu pot să fac la 2-3 inci. Aha. Dacă sunt niște persoane, le fac eu și ce vrea ei. Am înțeles. Deci găsește omul o apă rece să se recorească. Un suc, o bere, un șpriț. Foarte bine. Asta înseamnă confort, să vii la pescuit și să ai tot confortul care îți trebuie. Au pe fiecare aici. Fuișor. Aha. Au grătar, mese, adăpost, care nu intră în taxă. Deci astea nu intră în taxă. Astea sunt gratuite. Astea sunt gratuite. Au ăsta și balansor. Balansor? De la... Da. Zi, balansor, ce le trebuie. Da. Foarte bine. Asta înseamnă pe să... Pe partea din stânga au curent. Da? Da. A, ia uite. Toalete ecologice. Ia uite, foișor, grătar, coș de gunoi. Hamac, mă! Hamac, îi zice. Parcă e și drumul mai bun. Ai mai îndreptat un pic, s-a mai îndreptat un pic drumul. Apa scăzută. Aia, apa scăzută și de-aia.
Da, da, da. Nu mai era pasul. Ia să vedem ce se prinde la Nea Firel. Ce se prinde la Nea Firel. Mai întâi. După mas, ce eliberezi, că ai drumul eliberat, ce da. Ții, ții. Saltă de jos, că nu-i stănii, stănii, stănii. Eu zic ca să o treci tu pe aia mari. Stai să găsesc poada. Te ajut și eu? Dacă vrei. Ia un de culea. Hai că te ajut, te ajut eu la asta. Dă-mi toate firea. Dă-mi e o trimiețea firea rea. Dă-l mai poate, ca să nu cu iarba unde e mai moale. Alegeți tu pe aia mai mari ca să-ți iei și pe aia mai mici de vândrumul, da? Da, da, da. Așa, așa. Uite ăsta-l iau. Băi, pe care vrei să ce-l iau, fie sălbatic. Cătite pe care vrei tu. Mă, n-auzi pe care vrei tu, pune-ți deoparte până. Deci pe care vrei tu pe ei, restul e liberat. E păcat. Ăsta a avut dracu trei mânturi în gură. Da, hai, bă. Da. Dar n-am văzut. La câte chile are ăla? 3 jumate. Cam așa, pe 4, așa, 3 jumate. E de-al bărții, da, e adică are alt gust. Ai luat să fiu alea, că ai dat mie de zăpare. În câte ore? De dimineață? De dimineață. De dimineață? Da, mi-a mai scăpat, mi-a mai. Și acum, la sfârșit, m-am cam plictisit. N-ai mai avut chef. N-am mai avut, da. Eu zic că ești destul de cuminte, ce rotare. Da, da. Da, 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 toți. Ei, pe toți care acolo, are suficient, acolo și mai ales pe la mare. Ai prins să te-ai jucat? Nu, nu, zic, mi-a scos pe mal? Păi scoate-i pe mal, că nu. Scos pe mal, așa, mai pe iarbă. Pe iarbă, pe iarbă, uitam și eu, pe iarbă. Sunt să-l lovească așa. Să ia, saltea, da, acum, hai, lasă. Cum ta, bă, care este? Bă, vrei, tu ți-o pești pe care vrei, hai. Să-ți oprești 4 pești. La 3 de dai drumul. Te văd că ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stai. Pui. Uite-i pe linie bună. Pădurice aia tu ai plantat-o acum, a? Toată pădurice aia, mă. Saltăm cu saltăm, pun zămânuții de cric. Iar aia peste 2-3 ani. Gata, da? Face gata, umbră. Gata. Alea pune la tălic acolo așa și să doamne sănătate. Doamne. Să mai vin și altă dată și să prinzi mai mult ca acum. Acum fi norocul tău, fi norocul lui doamna, nu știu, dar ce are altă și... O văd și voi la pește, ce să mai... Altă dată, cu ochi așa, pe care vezi. Este liberea asta. Îl iau tărâșul? Și acum ce nu se face? 7-8 kg. Și restul eliberezi. Oho! Ia uite! Dacă vezi ce carasam aici. Nu, carasul nu. Da? Carasul este. Wow! Carasul este. Și ce face aia care este comodă și care grilă? Este da, un microfon. Dar unde ai fost tu? Că nu te-am văzut când am venit aici. În mașină dormeam. Ca de fiecare dată. Ai dormit? Păi... Ai mai și dormit? Am 4 bucăți. Dimineața ca să mergem la standul pește. 2. A, să vezi la pește. Ia uite-l pe sanele. Când am venit dimineața nu te-am văzut. Ia uite caras aici. Ia uite caras aici. Ce? Ce? Ia o cameră de filmare. Așa, ia, ia uite-l. Hai să filmăm. Sportiva. Imediat să filmăm peștișorul. Ia uite. Uite, asta e daul, să pui dorințe. Ia, piul e din toate părțile, nici nu știu unde să te uiți, când piul e undeva, s-ar imediat cu ochi. A? A mâncat bine și ora asta. A mâncat bine. A fost și vremea bună, n-a fost așa cald. Da, da, da. A fost vremea bună, că a fost căldură rău zilele trecute. Să vezi seara ce ies pe deasupra. Ce seara? Aia. Dimineața seara, dar nu-i vedeam unde sare. Acu e și scăzută apa. Asta zic, dacă nu trage peștele, uite, facem treabă cu scoici. Ce, scoicile nu sunt bune? Nu se mănâncă? A? Adun o traistă de asta de scoici. Când eram copil, așa le adunam de la Budeasa. Dacă nu prindeam pește, mă întorceam cu scoici. Era raci. Cu scoici, cu raci. Mai și făceai scoici? Da.
Păi am mai făcut unii folosit proteinul, dar aveam niște vecini de la București și au mâncat și au vomitat de a găsit. A, păi nu, trebuie să știi să le cureți. Trebuie să știi să le faci, aveam experiență. Da, poate avem noroc la pește. Ai ajuns? Da, no, pe cară. Cum ușa care așa? Ușa. Aha, frumos. Da, și grăsuț și... Frumos. Da, și de asta zic că el n-are niciun interes să-i dea să mănânce sau să facă prostii. Altfel nu-i mai merge afacerea, că până la urmă e o afacere ca oricare alta. Dacă tu nu prinzi pește și nu ești mulțumit, nu mai vii. Interesul lui e să prinzi pește și să mai vii și de a doua oară și a treia oară, că dacă prinzi pește, vii, nu? De normal. Păi, de asta zic, că nu e că îi dă să mănânce sau că... Nu, dar alții așa procedează. Nu, aici, ai văzut, lumea prinde, dar trebuie să știi cu ce să dai, trebuie să ai și tu nadă, ce nadă... La ce nadă prinde? De ce sare pe acolo, pe lângă mor? Sare... De acolo, David, de acolo. La vargă. Tu dai în larg pe malul ăla, altul și el sare aici, la mal, lângă tine. Dar nici carasul nu mănâncă. Nu i-ai dat cuțit și furculiță și de-aia nu mănâncă. Că dacă îi dai cuțit și furculiță, să le pui pe mal, știi? Să vină el să și le ia. Dacă mânca carasul. Când ajungi pe mal, îți dau și o bere. Da. Hai la tata, sănătate. Doamne ajută. Sănătate. Numai bine, tată. Cum le strângi? Tot ce-ți dorești. La toată lumea la fel. Ce-am potră, omul? Se pregătește de iarnă. Gata? Ne pregătim de iarnă. La tărâțe nu prindem pește. Dacă nu venim pregătiți la pescuit, momeala n-avem cum să prindem pește. Nada, nada e bar. Nada și momeala. Eu am văzut, aici e pescuit de finețe. L-am văzut pe băiatul ăla cum pescuia. Deci pescuia ace mici, cred că avea ace de 12, cu o bobiță mai mică decât unghia mică. De 6. Da, da, o bobiță luase. Mică. Luase, da. Mică. Bobiță e, mică, albă. Care bă? Uite acolo unde a stat. La finețe, pescuit de finețe, e aici la firel. 20 de bucăți. Da, 20 de bucăți, păi da, bucăți. Am avut 11. Da, păi da. De finețe, pescuit, deci de finețe aici, nu la... Nu la tărâțe. La tărâțe nu prinzi. Nu. La tărâțe, tărâțe dăm la animale. Păi asta zic, tărâțe la animale, la porți. La tărâțe dai, cu tărâță pleci. Păi... Cum vă spune, nu mai vezi, bă, nu mai vezi. Nu mai. Bă, da. Dați bani, nu mai luați tărâțe, dați bani. Faci... Facem aici, pentru domn Firel, facem aici e reportaj direct? În direct. E direct, dar putem să arătăm un pește? Arătăm și pește. Putem să arătăm un pește, doar arătăm o monstră, doar o monstră. Cum să nu, ia să vedem. Deci unul din cei mai mici. Ia să vedem că apare aici. Când mai sunt? Ăla micu. Nu e în direct, dar o să fie. Ok, dacă o să fie, să se vadă la Nea Firel. Că noi când venim la pește, prindem pește. Și prindem ori bem. Ia uite. Ori dăm, ori nu mai dăm. E. Are da undeva la 2,8 kg, aproape 3 kg asta. Frumos. E dar un... nu e prins la tărâțe, nu? Nu. E nu. Prins la pescuit de finețe. La momeală. Asta e, pescuitul de finețe. Nada, nada, nada. Pescuitul de finețe face diferența. Uite-le palemele băgate la tărâțe, dați la 12. Nu s-au prins pește la tărâțe. Dar la 12 sunt la tărâțe. 11 bucăți plus minus 300 de grame. Da, plus bun. Minus. La fel toți. Au plecat băieții, au luat fiecare 2 pești. 2 pești am sacrificat, i-am făcut noi la... La grătarul oferit aici. La grătărel. Da, fii atent cum l-ai făcut să-l tragi și înăuntru dacă plouă și afară. Păi da, cum? Aici e inteligent acum. Da. Inteligența. Da, cum adică să nu? Adică îl bagi frumos, aici plouă, faci grătar. Stai afară, propriu plână. Noi rămânem la un șpriț acum, băieții au prins peștele, s-au răcorit. S-au relaxat. Și mai avem, mai avem. Mai avem și alte modele, cum am spus, plus minus 300 de grame. Palese. Da. Asta am un părț. Nu, nu putem să spunem prea mult, că după aia ce că ne lăudăm. După aia dăm secrete, ne da. Ne lăudăm, ne lăudăm. Începe cârcotașii. Dăm din casă, dăm din casă. Ce să zic, veniți la baltă la domn Firel aici, cum se cheamă? Balta la Firel, la cu popii. Bă, da, balta popii la Firel.
Și nu uitați să ne urmăriți și să urmăriți postările lui domn Firel. Păi astăzi nu mai am Firel Căpățână. S-a prins, n-a plecat unul fără pești. Foarte bine, fără pești. Foarte bine. Deci, na, și fii atent, au aruncat. Al meu limb. Dar știi cum? Dar știi cum? Eu le-am mai zis. Tu uite la ce sticlă. Eu le-am mai zis. Tu n-ai niciun interes să nu prindă omul pește, că dacă nu prinde, nu mai vine. Interesul tău e să prindă omul pește ca să mai vină înapoi. Normal, să fie asta, fericit. Bogule, normal, asta este. Păi da? Omul, eu pe toți învăț de bine. Ei, poate nu mă ia în considerație, dar eu, bă, dă pe acolo, dă pe acolo, dă așa, dă așa, pune două popapuri, saltă-l de la nămol, fă aia, fă aia, ca să prindă omul. Hai, bine, mergem. Acum, dacă ei, fiecare cu treaba lor, știi? Fiecare. Vă lăsăm. Pa, vă așteptăm la baltă, la relaxare, la pescuit. Pentru data viitoare lăsăm un foișor la nefire și restul de viermuș cu ce am dat noi astăzi. Să găsește momeala în foișorul care e ăsta, numărul 1. Da. Foișorul principal. Principal. Lăsăm și viermuș și pentru restul de clienți.